Bun găsit tuturor, sunt Flavia Apostol și vă aștept astăzi, imediat după generic, cu o ediție tare frumoasă de make-up. Alcătuim astăzi un machiaj de mireasă. Și, doamne, de când suntem mici, noi fetele tot visăm la acea zi, ziua cea mai importantă, practic, a vieții noastre. Ziua în care vom îmbrăca rochia albă de mireasă. Machiaj de mireasă, imediat după generic, doar aici, la UMAN TV. Machiaj de mireasă alcătuim astăzi la UMAN TV. Irina este din nou alături de mine, marketing manager Flormar, și îți mulțumesc mult. Irina, cred că te-ai obișnuit deja, că eu am încredere în tine, mie îmi plac tare mult toate machiajele pe care le discutăm noi și pe care le realizăm împreună. Vă mulțumesc! Nu o să mă dezamăgești nici astăzi, așa este? Sperăm să vă placă noua noastră colecție de farduri Jewel Gold cu praf din perle aurii, pe care o vom folosi astăzi la machiajul de mireasă. Facem machiaj de mireasă, da? Am zis bine. Vă fac cuceri, sigur, da. Dana! Pentru că Dana este make-up artist Flormar și este din nou alături de noi. Spune-mi, Dana, e greu să realizăm un machiaj de mireasă? Depinde dacă suntem o persoană care ne machiem, de obicei, și de cât îndemânare avem. Dar tu o să ne arăți astăzi pas cu pas, step by step, și o să putem și noi să facem același lucru acasă, corect? Sigur, mai ales că produsele Flormar sunt foarte și foarte ușor de folosit. Super, asta vreau să aud. Mie îmi plac lucrurile ușor de folosit. Hai să ne apucăm de treabă. Avem un model aici pe care o să o machiem, te facem mireasa asta. Abia așteaptă. Bun, ce facem? Întâi știu, Irina, că îi acoperim anumite imperfecțiuni, da? Zic start ție, Dana. Deci tu te poți apuca de treabă, așa? Dana îi va camufla imperfecțiunile tenului folosind un produs profesional de la Flormar. Se numește Full Coverage Concealer. Așa. Și el are o acoperire maximă a zonelor, cum ar fi pete, acne, pori dilatați, roșeața tenului. Acest camuflaj este folosit de către profesioniști deoarece acoperirea sa este foarte mare și fiind folosit înainte de fond de ten, nu mai este necesar să acoperim zona pe care dorim să o camuflăm cu mult fond de ten pentru a se vedea ca o mască. Exact. Și camuflăm cu acest produs. Deci mai mult din acest produs, mai puțin fond de ten. Mai puțin fond de ten, sigur că da. Și ăsta, zici tu că mi-acoperă orice coș, orice imperfecțiune, orice. Coșuri, imperfecțiuni, dacă este cazul, chiar, dacă chiar nu, șarcăne. Chiar vedem și în caz concret acum, da. Iată, asta vă și arătăm. Sunt folosite pentru orice tip de ten aceste corectoare de la Flormar. Se aplică oricum înaintea fondului de ten. Putem aplica și pe zona sub ochi, pe zona șarcănelor. Da. Putem aplica în jurul nărilor, putem aplica pe bărbie, oriunde dorim să camuflăm, fără să ne fie teamă că acest procedeu ne va încărca machiajul. Cam ce durată estimezi tu că o să dureze? Cât o să dureze acest machiaj? Machiajul de mireasă, puțin mai mult. De obicei, el durează și o jumătate de oră la machiajul profesional. Noi vom face unul cam de un sfert de oră, ca da, să nu insistăm foarte mult pe detalii. Da. Și o să încercăm să vă eu zic că arătăm machiajul basic. De mireasă este un machiaj extrem de complex. Mie așa mi s-a părut dintotdeauna. Este un machiaj deci complex. Deci facem ceva destul de dificil astăzi, înțeleg, în această ediție, nu? Sigur că da, este un machiaj complex deoarece tenul trebuie să arate perfect, trebuie să arate curat. Da. Nu trebuie să fie încărcat. Machiajul trebuie să reziste toată ziua și toată noaptea, da, ceea ce face ca produsele folosite să fie nevoie să fie rezistente la apă, rezistente la transpirație, rezistente la transfer. Da. De foarte multe ori miresele își doresc ochii bine accentuați, dar nu foarte accentuați cu culoarea negru. Și tu dorești așa? Că... Da. Îmi dai seama când o să-l privească ea în ochi pe generică, nu? Da, trebuie să fie un machiajul rezistent, privirea trebuie să fie accentuată, poate și de gene false, dacă își dorește, dacă nu, nu. Trebuie să arate bine în poze, totul da, este important. Asta zic eu, o zi unică în viață, adică sperăm că facem pasul o singură dată în viață și că nu o să repetăm acest pas. Văd că deja am ajuns la fondul de ten, corect? Corect, fondul de ten este baza de machiaj. Pentru machiajul de mireasă vom alege un fond de ten rezistent la apă și la transpirație. Da.
se numește Matte Touch, este folosit pentru toate tipurile de ten, cu precădere pentru tenul mixt, da, care are și probleme. Da, deci aplicăm acest fond de ten prin tapotări, nu? Prin tapotări repetate, trebuie să acoperim perfect tenul. Da. El trebuie să arate natural, putem să-l folosim și pe gât, pe zona gâtului, acolo unde este nevoie. Aplicăm fondul de ten, nu, Irina? Suntem în faza în care trebuie să arate tenul perfect înainte de fixarea cu pudra translucidă. Eu înțeleg că dacă folosim corect aceste produse de make-up, chiar dacă avem anumite imperfecțiuni, coșuri, broșați, în fine, estompăm. Estompăm totul, trebuie neapărat să estompăm totul. Trebuie să fim conștiente atunci când apelăm la serviciile unui make-up artist sau la specialiștii Flormar în cazul acesta, că orice machiaj de mireasă trebuie să fie mai rezistent decât un machiaj obișnuit, așadar să ne așteptăm să se vadă pe față totuși. Exact cum ziceai și tu mai devreme, că de exemplu dacă ajungem la ora 5 dimineața, nu? Și da, deja nu mai avem un fond de ten undeva pe frunte sau pe bărbie. Este urât, este neplăcut. Adică pozele alea ne rămân o viață, ne uităm, le arătăm și nepoților. Exact. Cum ar fi să te machieze un make-up artist și când te uiți în oglindă să-ți observi încă cearcănele. Uh-huh. Ar fi pentru o mireasă, da, oarecum neplăcut. Tocmai de aceea... Noi am estompat tot, iar acum pielea, tenul perfect, nu? Da, este pare deschis la culoare, pare mat, însă din cauza produselor cu pigmenți puternici, da? Acestea acționează, acoperă, după care redevin una cu tenul după 10 minute, deci se va transforma culoarea, va deveni culoarea sa naturală a tenului. După cum observați, fondul de ten cu acoperirea sa maximă a camuflat imperfecțiunile. Și eu cred că se poate vedea, de exemplu, se poate da filmarea înapoi de la punctul în care am pornit și iată acum cum am ajuns, când tenul este impecabil. Este impecabil și nici nu are efectul acela de ten încărcat. Nu știu cum se simte, poate ar trebui să o întrebați pe ea. Sunt foarte aerisit, parcă nici n-ar fi ceva pe față. Ia uzi, deci nu e încarcă, că mă gândesc că ea, dacă va fi astăzi mireasă, trebuie să se simtă și confortabil, să se simtă bine, nu să fie o mireasă de aia chinuită. Trebuie să arate foarte bine, trebuie să se simtă foarte bine și să reziste la toată ziua. O să și danseze, o să se distreze până la urmă. Știu de data trecută, când am mai realizat noi împreună un machiaj, că îmi spuneai că această etapă e destul de cronofag, adică ne ia mult timp. Ne ia mult timp, într-adevăr. Pentru că este foarte, foarte importantă. La machiajul de mireasă, pe ce o să punem accent, înțeleg? Că pe ochi, cum ai zis? Machiajul feței este important. Deci acolo să mai stăm ceva este, timp. Da. După aceea, machiajul ochilor, pentru că trebuie bine definiți, dar totuși trebuie să arate oarecum natural, adică trebuie să arate divin. Divin, nu exact, trebuie să fie ceva vulgar. Am ajuns, iată, și la pudră. Folosim acea pudră translucidă de care am mai vorbit noi. Și suntem acum, Irina, la pudră, acea pudră translucidă, nu? Care fixează machiajul. Este pudra pulbere de la Flormar, cea translucidă, care fixează machiajul de mireasă, îl face să fie rezistent la transpirație și rezistent la apă, da, nu încarcă tenul și, cel mai important, acoperă liniile fine, ridurile de expresie și face tenul să fie porțelanat, ca de copil. Am înțeles. Este foarte important pentru un machiaj de mireasă. Neapărat, îmi dau seama. Deci trebuie să avem toate fardurile din trusele folosim pentru acest machiaj. Sigur, chiar toate fardurile care dau aspectul porțelanat sunt necesare și luminos. Bun, înțeleg că cu această pudră o să punem punct machiajului de tenului, nu? Machiajul tenului, baza machiajului tenului, pentru că la final veți observa, vom folosi din noua colecție Jewel Gold, pudra cu perle de aur, care iluminează, exact, se folosește doar pe pomeți. Poate deci fi folosită. Multe surprize la acest machiaj de mireasă. Exact, vom vedea la final. Aceea o vom aplica ca pe o tușă de final. Sunt la tare machiajului. Nereptătoare, abia aștept. Și mai ales că ne apropiem acum de o parte care mie îmi place foarte mult, acea a machiajului ploapelor. Pentru că acolo cred că o să stăm ceva timp și tare mult îmi place mie când ne jucăm cu culori, nu? Cu umbrele. Sigur că da. Vom alege pentru machiajul
Pleoapelor, nuanțele din noua colecție Jewel Gold, așa. Nuanțele aurii. Poartă auriul cărămiziul, sigur că da, auriul este culoarea anului, în special la machiajul pentru mirese. Și vom alege nuanțe de maro, cărămiziu, auriu, cum am spus, pentru luminozitate și vom crea niște umbre. Și o să fie strălucitoare. Sigur că da. Acum nu, scuză-mă, cred că am sărit eu o etapă. De fapt, Dana acum este la sprâncene. Dana, sigur că da. Pentru ca machiajul de mireasă să arate perfect în poze, trebuie conturate sprâncenele, altfel machiajul pare neterminat. Da. Și ai va contura sprâncenele foarte frumos, cu un fard de nuanță medie. Da. Nici prea închis, nici prea deschis, sigur. Și atunci mă gândesc că trebuie o nuanță mai închisă decât dacă ar fi fost blondă. Sigur, mai închis decât pentru blonde, dar nici mai deschis decât pentru brunete. De brunete, mediu. Mediu, da. Am înțeles. Și e fard de ploape, nu? Fard de sprâncene, special, din gama, da, din gama celor rezistente la transpirație și apă, normal. Se poate folosi umed ca să creștem intensitatea culorii sau uscat, cum îl folosește Dana. Eu de la tine știu că se poate folosi umed, să știi că numai umed îl aplic, dar de când mi-ai zis tu, numai umed. Foarte bine, rezistă mai bine când da, este umezit, dar se vede mai bine. Se vede mai bine și rezistă și mai bine. Este o bine să putem să corectăm ulterior tot ce ne pică, nu? Da, dacă există fard care cade, nicio problemă, cum am spus, nu se va lipi de față, se poate corecta foarte ușor cu un pic de pudră, copensule, evantai. Dar asta la final, că deocamdată mai avem mult de lucrat până la rezultatul acela final. Sigur că da. Când ea deja va fi gata. De seama când va îmbrăca ea rochia aceea de mireasă. Sigur că da, era foarte important de menționat la început. Hair stylistul încă nu a sosit. Deci mai avem. Acum doar realizăm machiajul. Sigur. O să realizăm noi și coafiuri pentru mirese. Însă, sfatul nostru de obicei, pentru mirese, de obicei, machiajul pentru mirese se realizează după coafiura propriu-zisă, da? În ziua anunții. Da. Astea sunt etapele, coafiură și după aceea machiaj. După aceea machiajul, da, ca să fim sigure că prin realizarea coafiurii nu se va șterge o parte din machiaj, nu ne dorim acest lucru, de aceea mai bine le realizăm după. Am înțeles. Am reținut și acest lucru. Acum întrebarea mea e următoarea. Dacă ea mă invită și pe mine, mă aflu și eu pe lista invitațiilor ei la nuntă și vreau și o să arăt bine, eu aș putea să merg la nuntă cu un machiaj asemănător sau ar fi prea mult? Nu ar fi prea mult, poți merge cu un machiaj asemănător. Cu siguranță nu vei avea un machiaj similar cu al miresei, deoarece machiajul de mireasă se axează foarte mult pe luminozitatea chipului, pe machiaj perfect, mat, luminos și cu culori foarte, foarte, foarte vii, foarte luminoase la ochi. Deci un machiaj deosebit, o să vedeți. Acum, ce a făcut ea? Că văd că tot la sprâncene este, nu? Tot la sprâncene, le periază, le-a fixat cu gelul pentru fixarea culorii. La sfârșit o să facem ca cum am obișnuit deja telespectatoarele noastre, să arătăm exact produsele pe care le-am folosit, să le filmăm ca să știe exact dacă vor să devină miresici, către ce produse să se îndrepte. Ești de acord? Dacă vor să se mancheze singure și nu vor să apeleze la un profesionist, sigur că da, trebuie să știe ce produse se folosesc de obicei. Da. Și oricum, cred că au multe de învățat din acest machiaj, nu neapărat dacă îl fac în ziua anunții. Cum ziceam, dacă participă la o nuntă, îl pot adapta. Din ceea ce le învățăm noi aici, îl pot adapta. Îl pot adapta, da. Vor fi anumite trăsături specifice machiajului de mireasă. Și vom spune, vom vorbi acum despre diferențele între un machiaj de invitat la nuntă și un machiaj de mireasă. Irina, vreau să stabilim acum care sunt diferențele clare între machiajul ei ca în machiaj de mireasă și machiajul meu ca invitat special la nunta ei. M-am zis eu special, nu știu dacă sunt specială, dar na, m-am catalogat eu așa. Machiajul de mireasă este unul luminos, ne axăm pe fardurile luminoase pe care le aplicăm din belșug pe arcadă deja și în colțul din ter. Deja văd că am ajuns la culorile așa? Sigur că da. Machiajul de mireasă se poate realiza cu nuanțe de bej, bronz, maro. Bineînțeles, noile tendințe ultimii ani au arătat că se poate folosi la machiajul de mireasă chiar și movul. Da? Da, pe pleoape. Nu a fost o nuanță ocolită, însă chiar și la machiajul realizat cu nuanțe de mov
machiajul a fost unul luminos. Luminos pe pomeți, luminos pe arcade, luminos pe centrul feței. Deci acesta este caracteristica machiajului de mireasă. Ea, mireasa trebuie să pară proaspătă, naturală, mai mult decât sofisticată și super aranjată. Bine, e în funcție și de specificul nunții, că poate fi o nuntă retro, poate fi o altfel de nuntă, nu trebuie toate machiajele să arate la fel. Asta categoric. Dar tu, ca și invitat, eu ca și invitat, cum o să fiu? Tu o să-ți aplici probabil fardul ca și un fard obișnuit de seară, un machiaj de seară. Probabil nu o să accentuezi, nu o să-ți accentuezi trăsăturile luminându-le foarte mult. N-o să... Deci eu o să aștept până o să fiu eu mireasă ca să mă luminez și eu. Dar eu mai am de așteptat la să te bucuri tu acum și mă bucur și eu pentru tine. Și vrem să arăți tu cel mai bine. Oricum astăzi mireasa este cea mai frumoasă, chiar dacă sunt și alte machiaje. Da, da. Eu întotdeauna, știi, când ieși la o nuntă, nimeni nu o să zică: vai, ce bine arăta Ginerica, domne, ce mire, ce costum avea aiurea, nu zice nimeni. Toată lumea zice: doamne, dar ce rochie avea mireasa, cât de frumos. Și toată lumea așteaptă să vadă mireasa, nu mirele. Sigur nu că nașa, da, nu sigur. Deci, sigur că da, și machiajul nașii este important și al celorlalte invitate, însă nu pentru restul mireasa lumii. Mireasa e centru acțiunii, e, da, e clar. Mireasa este în centru. Este personajul principal. Ia să continuăm, machiaj, văd cu Auriu. Ea a primit între timp un mesaj de la viitorul ei soț, care îi spunea că... Da, am anticipat eu bine. Continuăm să realizăm acest machiaj, că suntem în contratim, că trebuie să și ajungă la biserică, nu? Pentru biserică o machia. Da, da. Așa. Continuăm cu Auriul pentru a evidenția culoarea ochilor. Da. Și deoarece este o culoare în tendințe care, din fericire, îi se potrivește perfect tenului și părului. Da. Apoi vom crea un joc de umbre cu nuanță de cărămiziu și cu maro închis. Bun. Vom aplica... Și iată că aici ne jucăm cu nuanțele și nu alcătuim într-o singură culoare. Dăm așa o culoare și ne jucăm cu nuanțele, creăm un degrade subtil, pentru că este foarte important ca machiajul să fie, să pară unul simplu, dar el să fie totuși unul elegant, sofisticat. Noi și explicăm aici ce facem, pentru că, na, și cuvintele sunt importante, dar cred că cel mai important și demn de reținut este cum, felul în care Dana aplică aceste culori, cum se joacă cu ele, cum face ea acest melanj, pentru că vedem și putem și noi ulterior să punem în practică. Sigur că da, dacă aveți acasă o trusă, da, cu 3-4 culori asemănătoare ca nuanțe, da, care să vi se potrivească temei nunții, culorilor rochiei sau culorilor decorului și vreți să le folosiți, de ce nu? Exersați până reușiți un machiaj care să vă convină. Asta în cazul face în care... Acest V aici, nu? Acest mic V, da, o să-l accentueze mai mult, deoarece în poze acest machiaj nu se observă decât dacă este foarte accentuat, da, și pozele pentru mireasă vor fi foarte importante pe viitor. Sigur, amintirea cea mai de preț, nu? Până la urmă. Sigur. Seama, poți să se uite în albumul de poze după ce trec anii și o să-și amintească. Dar ce este important să apeleze la un profesionist? Profesionistul, vedeți, vede altfel trăsăturile și le accentuează mai mult decât le-ai accentuat tu singură dacă nu ești obișnuită să te machiezi acasă. Categoric. Și neapărat machiajul trebuie să fie accentuat, altfel nu se observă foarte bine pe parcursul zilei în poze. Văd că folosește aceeași nuanță și pentru partea inferioară a ochiului, nu? Sigur, iluminează ochiul și pe partea de jos. V-am spus, nu este o machiaj obișnuit, vom folosi multe nuanțe care luminează. Va folosi aceeași nuanță, ulterior va folosi cea mai închisă dintre culori, doar în colțul extern. Ca să mărească și ochiul, mărirea ochiului, sigur, și pentru sublinierea linii genelor superioare. Am înțeles, am înțeles. Deja începe să arate din ce în ce mai bine acest machiaj, o să fie o mireasă de invidiat. Muncă la machiajul ochilor, nu, Irina? E o muncă destul de intensă. Sigur că da. Acum trebuie să conturăm foarte bine privirea și am ales să folosim un creion rezistent la apă. Da. Un dermatograf obișnuit. Obișnuit, dar rezistent la apă. Da. Și i-am conturat privirea. Adică am dat cu dermatograf jos. Pe da? Jos, da. Sus însă vom păstra pentru a aplica tușul negru, da.
Vom păstra deci pleapa. Mai intens decât este mult mai intens, sigur că da, și este mai potrivit pentru machiajul de mireasă. Acum aplicăm degradeul de culoare, terminând cu nuanța de cărămiziu care îi accentuează foarte bine privirea. Deci am făcut acel V de care mi-ai zis puțin mai devreme că mărește și e important pentru poze. Acel da? V cu maro mai închis se poate observa foarte puțin în cazul ei, da? Dar cred că și se poate acum, observa. Dar și acum venim cu acest cărămiziu deasupra ploapei. Care scoate în evidență culoarea ochilor, sigur că da. Așa, ulterior. Închide puțin ploapa ca să și vedem exact ce s-a întâmplat aici. Nuanța mai închisă aici, pe da? Colțul nuanța exter. Nuanța cu care am lucrat în restul timpului. Auriul, da? Nuanța iluminatoare, un auriu mai deschis. Acum urmează tușul. Haide, Dana, să aplicăm și tușul, da? Chiar dacă este un machiaj puternic, pentru că e un machiaj de mireasă, da? Totuși l-am executat într-un timp rapid, repede, nu? Cât de da. Cât. Bine, cât ne ia mai cât. Mult decât un machiaj de zi, asta este clar, că nu mergem la supermarket, mergem totuși să ne mărităm. Dar totuși văd că Dani a mers mâna destul de repede. Da, este un machiaj care, v-am spus, de obicei se realizează într-o jumătate de oră, chiar mai mult, dar în cazul nostru a fost făcut mai repede pentru a prezenta celor care se uită la acest material niște pași simpli în realizarea sa. Adică detaliile pe care noi ne-am focusat. La sfârșit o să arătăm exact și produsele pe care le-am folosit, dar ca să sintetizez puțin, înțeleg că pentru ploape am folosit 3 nuanțe. Chiar 4 nuanțe. Chiar 4 culori, da. Am putea să spunem. Nu, o să... un dermatograf jos, tușul deasupra și o să mai urmeze rimelul. Rimelul, da, rezistent la apă, foarte important să fie rezistent. Poate că miresei o să-i mai curgă o lacrimă sau poate că transpiră foarte mult când dansează, sigur. Și trebuie să fie, să avem grijă să fie rezistent la apă. Bun, tușul acesta aplicat corespunzător, da? E ușor de aplicat. Tușul acesta sub formă de carioca este foarte ușor de aplicat. Da. Trebuie doar să avem grijă cu el că atunci când îl închidem, să-l menținem într-o poziție orizontală sau cu capacul în jos, ca să nu se usuce și e valabil pentru orice tip de tuș gen carioca. Am înțeles. Deci e practic metoda cea mai ușoară de aplicare a tușului carioca. Este cel mai ușor cu carioca. Și că sunt mai multe și penițe. Sunt. Și tot felul de... Make-up artistul în general preferă tușurile care au vârful acela ca și o pensulă, da? Mai subțire. Însă pentru... Ia o să dau eu pur așa la o parte ca să se vadă exact machiajul făcut. Deci am dat și acea... Care uite, e de intensitate privirii totuși. Sigur, e important. Sigur, este foarte important, mai ales pentru poze. Da. Vom continua și cu ochiul acesta. Este important să se mențină o linie ușor ascendentă la colțul extern al ochilor, da. Cât mai aproape de linia genelor naturală, linia naturală a genelor. Se poate îngroșa această linie în funcție și de cât de și mare este pleapa. Și practic volum și genelor. Sigur că da. Ne va ajuta foarte mult atunci când aplicăm rimelul, pentru că o să vedeți, rimelul va fi aplicat. O să meargă mai repede treaba la rimel. Va fi aplicat în straturi succesive, sigur, și o să aibă un volum mai mare. Practic, Dana, acum îngroașă această linie pe care o dă da, gruși, nu? Pentru că este în funcție, el se aplică în funcție de cât de groasă este pleapa. Da. Și atunci este necesar pentru ea să aibă o linie puțin mai groasă. Tușul negru. Tușul negru sau maro închis, dar noi recomandăm să fie negru, arată cel mai bine în poze. Mm-hmm. Și se potrivește și la blonde, și la brunete, și la rușcate. Deci mergem pe clasicul da. Negru pentru că mergem bine. Așa. Într-adevăr, are ochii mult mai pătrunzători după ce a dat acest tuș. Sigur că da. Vezi, eu te încurajez, te susțin aici ca să fii încântată la sfârșit de rezultatul obținut. Dacă dorim să migdalăm ochii în funcție și de cum își dorește fiecare sau ce își dorește fiecare de la machiajul de mireasă, dacă dorim să-i migdalăm, trebuie să avem puțină grijă să exersăm codița aceea care ne pune probleme dacă adică nu avem să experiență. Să fac așa gen Cleopatra, să merg cu el. Dar cum ai tu, spre exemplu, aplicat acum, probabil că ai o oarecare îndemânare, probabil ai exersat mult. Ceva ani în spate. Ceva ani, da. Dacă dorim să fim sigure că ne iese machiajul din prima,
Ar trebui să exersăm totuși. În fața oglinzii, da, ca să nu avem în ziua anunții probleme sau emoții, că nu ne iese o codiță sau că nu e egală cu cealaltă. Surprize neplăcute, tocmai atunci când trebuie să arătăm cât mai bine cu putință. Sau mai bine chiar nu o folosim, dacă nu suntem sigure pe îndemânarea noastră. Am înțeles. Doamne, cât de frumos e acest machiaj. Îmi place tare mult. Ce facem acum? Ce urmează? Urmează rimelul. Rimelul urmează, da. Deci o să-i conturăm genele, da? Da. La fel, în mișcare, în zigzag. Avem un rimel rotativ pe care îl putem folosi. Da. Este un rimel care evidențiază toate tipurile de gene și cel mai important la el... Pe baterii. Pe bază de baterii, da. Cel mai important la el este că se ține la mijlocul genelor. Așa, ia. Și privirea un pic mai în jos. Privirea puțin mai în jos, așa. Invers. Cum invers? Adică cum ținem? Aha, este important ca el să fie ținut fix la mijlocul genelor. Da. Iar el le va curba în mod natural, ca și când am folosit un cleștișor pentru gene. A, serios? Deci nu mai avem nevoie de cleștișor cu rimelul ăsta? Nu mai avem nevoie. Le curbează el. Le și separă, le și alungește, le dă volum și este perfect pentru machiajul miresei. Și mai ușor de aplicat, fiind pe baterii, face el treaba în locul nostru. Face el treaba exact și nu lipește genele, ceea ce este foarte important. Efectul final va fi cel de gene false naturale. Foarte bine. De aceea este indicat să-l folosim. El nu este rezistent la apă, tocmai de aceea peste el vom veni cu un alt rimel doar pe vârfuri, ca să îi conferim acea rezistență la apă. Adică un alt rimel rezistent la apă, care nu va încărca genele, doar îi va conferi acestuia rezistența la apă pe care el nu o are. Am înțeles. În cazul în care, cum am zis noi mai devreme, mai se emoționează, mai vas o lacrimă, transpirăm. Se mai întâmplă, exact. Deci tu zici că dacă eu mi-aplic un rimel normal, care nu e rezistent la apă, dar ulterior vin și dau cu foarte, foarte puțin pe vârfuri, rimel rezistent la apă, gata, este machiaj waterproof? Da, exact, poate să reziste foarte bine. Trebuie să aplici însă acel rimel rezistent la apă pe toată suprafața genelor, doar că nu e necesar să insiști cu el, să creezi forma genelor. Deja ea este creată. Am înțeles. Rimelez și genele de sub ochi sau nu? Se poate și da, chiar ar trebui rimelate, însă vom face acest lucru cu rimelul rezistent la apă, pentru că v-am spus dacă va plânge sau este important să fie rezistent. Da, deci nu vei avea, ți-am zis, trebuie să stai liniștită că din punct de vedere al machiajului ești asigurată, nu o să ai niciun fel de probleme cu micile inconveniente care pot să apară. Rimelăm, dăm, repet, doar pe vârful genelor, da? Pe vârf și la rădăcină, însă nu insistăm cu el foarte mult, doar cât să acopere fiecare geană în parte. Acesta este rimelul negru. Negru, sigur, din gama ori 10, care dă volum extrem genelor, dar aveți grijă cu demachierea. Ai țin minte, Irina, când am întâlnit noi prima dată și am alcătuit acea trusă de machiaj, țin minte că chiar rimelul ăsta mi se pare că mi l-am achiziționat atunci, de 10 ori, era de 10. Da, de 10 ori, de 10 ori, da, și ți-am spus și atunci că trebuie să ai grijă cu cel rezistent la apă, deoarece chiar rezistă, adică la demachierea sa trebuie neapărat să folosești produse care demachiază waterproof-ul. Am înțeles. Așa. Am înțeles. Dar crezi că dacă ne-am machiat în fiecare zi cu produse waterproof, am putea avea anumite repercusiuni mai târziu, să ne afecteze într-un fel sau altul genele? Nu, pentru că, spre exemplu, nu știu la alte produse, însă la produsele flor mari, rezistența la apă este dată de anumiți compuși pe bază de silicon, rășini. Deci acestea nu sunt dăunătoare genelor, poate fi folosit produsul în fiecare zi, fără probleme. Singura grijă pe care trebuie să o aveți este demachierea. Demachierea trebuie făcută cu un produs corespunzător pentru machiajul rezistent la apă, ca să nu vă cadă genele, să nu se rupă genele. Păi, Doamne ferește, noi dăm cu ulei de ricin, că știu că e bună. Da. Dar totuși nu numai să reparăm, să și prevenim. Facem mici corecții, acum mici înțeleg. Mici corecții, unde este cazul, da. Deci corijăm dacă am mai scăpat puțin fard, dacă linia nu este perfectă. Urmează machiajul pomeților, v-am ăla spus. Ăla care îmi place mie, da. Și totdeauna sunt foarte entuziasmată de blașuri. Cum o să-i facem? Că vreau să aibă pomeții ieșiți în evidență, vreau să-i evidențiem clar. Vom folosi pudra pe bază de perle de aur de la Flor Mar din colecția Jewel Gold, care dă un efect satinat chipului și o luminozitate perfectă.
frumos capturată și în poze. Adică nu o să se vadă strălucitor, o să se vadă doar satinat. Am înțeles. Am înțeles. Haide că ți-o dau, că nu vreau să ți-o țin eu și nu vreau să-ți fur din timp să pară că machiajul a durat mai mult decât am estimat. Se poate aplica pe toată fața. Da. Însă, noi recomandăm să fie aplicată pe tâmple, pe pomeți. Da. Nu chiar peste tot, ca să nu fie foarte lucios chipul, știi? Da, da, da. Mai ales că, cum ziceam, la o nuntă mai ești și filmat, mai ești și pozat și atunci luciul în poze și pe film nu prea dă bine. Nu prea dă bine pe centrul feței, însă pe lateral, pe pomeți este super. Trebuie folosit... Din... Practic ne ajută pudra asta să-i și conturăm, nu să-i scoatem trăsăturile în evidență. Da, ajută foarte bine pentru că ea se folosește deasupra fardului de obraz. Și vom vedea acum și prin conturarea chipului cum iese în evidență pomeții. Noi ne aflăm, cred că trebuie să menționăm lucrul ăsta, că ne aflăm în primul magazin Flormar deschis în România, nu? Magazin, mă rog. Da, primul nostru magazin deschis în Auchan Titan, de care suntem foarte mândri și care, după cum observați, are atât de multe produse, este efectiv un paradis al oricărei femei. Da, eu m-am simțit încă de la început foarte bine aici. Da, bine, și compania ta. Și în compania make-up artiștilor care sunt angajați la noi, trebuie menționat faptul că în Auchan Titan sunt angajate doar fete care au absolvit cursuri de make-up, deci cu siguranță și clientele... Și să intrăm să le întrebăm, să ne ajute, să le întrebe, ne chiar sigur. Încerci așa pe tenul nostru? Sigur că da, vă vor ajuta cu cea mai mare plăcere. Acum am zis pe filmare, eu cred că o să și vin aici să încerc și eu machiaj, că mie îmi place foarte mult cum machiază Dana. Vă așteptăm cu plăcere. Și chiar vreau să încerc și eu, am încredere. Bun, am ajuns la buze. Alt blush nu-i mai dat? Ba da, vom folosi, dar la final, la machiajul de mireasă, este bine să aplicăm întâi conturul de buze, glossul rujul, ce avem de aplicat, după aceea conturăm obrajii ca să vedem cât de mult este necesar să-i conturăm, să nu fie prea mult. Ne cam apropiem de final? Da. Okay. Ne apropiem de final. Aplicăm creionul de buze care îi conferă rezistență machiajului. Peste ea a ales să folosească doar un gloss, nu vrea ruj. Va folosi un singur gloss pe care îl va reaplica pe parcursul zilei. Va ține câteva ore. Da. Acest gloss, însă peste câteva ore și îl va reaplica, este tot din noua colecție. Am văzut că miresicile au mai nou și o gentuță așa pe care o poartă, ca un săculeț da, pe care o poartă la mână. Bănuiesc că acolo asta îți pui probabil un gloss, nu? Da, fiecare ține, cred, ce dorește să fie mai la îndemână. Nu cred că au foarte multe loc acolo. Dar totuși pentru dar un sigur, gloss care o trebuie pudră, să-l avem mereu la noi ca să ne mai retușăm machiajul. Puțină pudră avem, sau avem, un gloss e perfect, da. Îmi place foarte mult creionul acesta al vostru de buze pentru că iată el poate fi purtat și simplu așa ca ruj. Adică... Poate fi purtat pur și simplu pentru un efect mat. Da. Ca ce facem? Ruj. Perle? Perlele bronzante care conțin și culoare la Flormar sunt des folosite atunci când dorim să obținem o îmbujorare naturală a tenului. Vreau și eu de asta, deci mi-au și eu, gata. Mm. Sunt folosite totuși sunt foarte preferate de clientele noastre. Da. Ați văzut, sunt la modă, au fost și anul trecut. Sunt folosite în special de doamnele care nu-și doresc un far de obraz intens. Aha. Ele și conturează, dar dau și culoare pomeților. De-aia mi-ai zis tu mie că întâi aplicăm conturul buzelor și ulterior venim cu aceste perle. Da, ca să ne dăm seama cât de mult trebuie să aplicăm. Perlele, dacă le aplici în cantitate în exces, ele colorează mai mult. Glossul, gloss care face parte din această colecție nouă, din care a făcut parte și fardul de fardurile de ploape, nu? Și glossul, da, glossul da? Cu perle de aur. El poate fi folosit simplu sau peste creionul de buze sau peste ruj. În cazul acesta va folosi o nuanță de bază. Glossul și mărește buzele, nu? Da, sigur, mărește volumul lor și poate fi folosit în combinație de câte două culori. Una
pe toată buza, deci pe toată suprafața buzelor, iar cea de-a doua doar în centrul buzei de jos, ca să mărească și mai mult. Deci, asta este un tips pe care trebuie să-l reținem. Este un truc, da. Da, deci venim practic cu o nuanță mai închisă pe toată buza. Pe toată buza, o nuanță care să se potrivească. Și ulterior, venim strict cu o nuanță mai deschisă și iată crema acel volum. O picătură, da, puțin mai deschisă ca să creăm volum. Și are tot două culori. Are două. Și are tot două, da. Unul maro bronz și altul auriul. Bun, care să se asorteze cu machiajul ochilor. La final, acum punem punct aici, Dana? Sigur, sper să vă placă și acest machiaj de mireasă. Machiaj de mireasă, haide să te ridicăm așa puțin, să te prezentăm, să te vadă toată lumea. O să te rog să închizi și puțin ploapa la un moment dat ca să se vadă exact ceea ce am lucrat noi aici. Doamne, ce machiaj frumos! Este un machiaj care zic eu că se potrivește și pe perioada verii mai ales, nu? Se potrivește și pe perioada verii, însă, cu siguranță, pe perioada verii nu vom folosi atât de mult fond de ten, pudre iluminatoare, pudre de fixare. Da, uite-te și tu, are tenul ocazie, perfect, are un ten porțelanat, are tenul așa cum trebuie să-l aibă. Așa trebuie să arate, în special în ziua anunții, sigur că da. Eu cred că o să-ți fascinezi viitorul soț, o să fie încântat, e nerăbdător, vedeți, se uită în oglindă, o să-l fascineze. Dana, îți mulțumesc foarte mult și te felicit pentru ceea ce ai făcut. Iar noi acum, Irina, vreau să mergem să-mi arăți exact produsele pe care le-am folosit, ca cele care ne privesc să meargă direct la țintă, pentru că noi vrem să le ușurăm munca, ești de acord? Sigur, sigur că da. Revenim după un scurt generic, doar aici la UMN TV. Este ediție, o ediție specială care am realizat un machiaj de mireasă și tare mult mi-a plăcut, Irina, ceea ce ne-a ieșit, rezultatul final. Eu vreau acum să văd produsele pe care le-am folosit ca să știm exact când mergem la cumpărături ce trebuie să luăm. Începem cu baza de machiaj care conferă rezistență machiajului. Se aplică înainte de fondul de ten. Da. Apoi am folosit fondul de ten în combinație cu corectorul care se află lângă tine acolo, corectorul pentru imperfecțiuni. Bun, ia-l tu ca să-l arătăm, așa. Acest corector poate fi folosit și pentru ploape și pentru zonele cu roșeață, cu cicatricii, cu acne. Și bine, la început că practic punem mai mult din acest produs și mai puțin fond de ten ca să sigur nu că da. Impresie de sigur încărcat. Că da. Am folosit, da, este trucul acesta pe care îl folosim noi. Folosim pentru zona ochilor acest produs deoarece el este mult mai subțire decât fondul de ten și nu creează riduri. Da. Fondul de ten e bine să nu-l folosim în zona ochilor. Am înțeles. Mai mult corectorul. Așa, și fondul de ten. Și către pudră, această pudră translucidă. Pudra rezistentă la apă, da, translucidă, care fixează perfect machiajul și netezește chipul, tenul, netezește imperfecțiunile. Bun, v-am arătat și această pudră și mă îndrept acum către ploape, înțeleg, ce am folosit? Zim la ploape, ce am folosit? La ploape am folosit cu cele două nuanțe. A, deci nuanța aceasta de cărămiziu și nuanța aceasta pentru iluminare și pentru pata de culoare, iar aceste două nuanțe au fost auriul și maroul din colțul extern. Aha, deci am început practic toată ploapa, am făcut-o cu asta, mi se pare. Da, am iluminat cu aceasta. Am iluminat cu aceasta, am făcut V-ul acela cu culoarea închisă și la sfârșit am aplicat acest cărămiziu. Pata de culoare, sigur că dacă să evidențieze bine culoarea ochilor. O gamă nouă la Flormar, am terminat și cu această parte. Ulterior am dat, înțeleg, cu acest tuș, nu? Tușul acesta, da, sub formă de cariocă. Cariocă, da. L-am folosit pe acesta pentru că este ușor de aplicat și peste fard. Se poate aplica și simplu pe ploapă, fără fard. Văd eu aici că am mai avut și acest primer pentru ce este? Primerul pentru gene, de folosit înaintea oricărui rimel ca să mărească efectul acestui rimel, dar noi l-am folosit și pentru fixarea fardului de sprâncene. Aha, deci se poate, merge. Și am folosit două rimeluri. Unul este acest rimel pe baterii. Rimelul rotativ, care a ridicat foarte bine genele, le-a separat, se activează prin apăsarea unui buton. Așa, iar la urmă am completat cu acest rimel de 10 ori, i-am conferit rezistența la apă prin aplicarea acestui rimel. Waterproof. Exact.
foarte, foarte important în machiajul de mireasă. Am încheiat însă cu aceste perle bronzante, perle nu bronzante. Sau sunt și bronzante, cum spui tu, s-au amestecat nuanțele între ele, o combinație de roz și de bronz în aceeași cutie, pe care le-am folosit pentru evidențierea nuanței naturale a pomeților. Foarte frumos. Iar ulterior... Ulterior am folosit acest creion de buze. Cum vă ziceam, mie îmi place foarte tare acest creion și cred că îl putem folosi și doar ca ruj. Doar ca ruj mat, dacă nu dorim să aplicăm un ruj peste, putem să-l folosim. Și cele două glosuri folosite, nuanța mai închisă și nuanța mai deschisă. Sigur că ca da. Să conferim volum buzelor. Tot din colecția nouă Jewel Gold cu praf din perle aurii. Machiaj de mireasă realizat astăzi doar aici la Woman TV. Irina, îți mulțumesc tare mult, mi-a plăcut ce am văzut, mi-a plăcut și rezultatul final la care am ajuns, mai ales că l-am realizat într-un timp destul de scurt, într-un machiaj atât de complex. Da, a fost realizat de către specialiștii Flormar, care vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Tare bine ne-am simțit, repet, îți mulțumesc și ție, vă mulțumesc și vouă că ați stat alături de noi. Aștept părerile voastre să-mi spuneți dacă v-a plăcut acest machiaj, dacă l-ați încercat și ați reușit sau nu, ne spuneți ce vreți voi, eu vă aștept cu părerile cu mare, mare drag. Vă mulțumesc încă o dată, sunt Flavia Apostol și vă dau întâlnire la o nouă ediție de Make-up, dar doar aici, la Woman TV.